triste, sub o crotire celui preanalt, zice despre Domnul: El este locul meu și cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred. Da, El te scapă de lațul vânătorului, de ciumă și de pustiile ei. El te va acoperi cu penele Lui și te vei ascunde sub aripile Lui, căci scut și pavăză este credincioșia Lui. Nu trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopții, nici de săgeata care zboară ziua, nici de ciuma care umblă în întuneric, nici de molima care bântuie ziua la amiază mare. 1000 să cadă alături de tine și 10.000 la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia. Doar vei privi cu ochii și vei vedea răsplătirea celor răi, pentru că zici: Domnul este locul meu de adăpost, și faci din cel preanalt turnul tău de scăpare. De aceea nici o nenorocire nu te va ajunge, nici o urgie nu se va apropia de cortul tău, căci El va porunci îngerilor Săi să te păzească în toate căile tale, și ei te vor duce pe mâini ca nu cumva să-ți lovești piciorul de vreo piatră. Vei păși peste lei și peste năpârci și vei călca peste pui de lei și peste șerpi. Fiindcă îl pește, zice Domnul, de aceea îl voi izbăvi. Îl voi ocroti, căci cunoaște numele meu. Când mă va chema, voi răspunde. Voi fi cu el în înstrâmtorare. Îl voi izbăvi și îl voi proslăvi. Îl voi sătura cu viață lungă și voi arăta mântuirea mea. Pacea Domnului și bine ați venit la acest serviciu divin. Domnul să fie lăudat. Mulțumim fratelui Edi pentru Psalmul 91. Și mă exprim și eu într-o încercare de a vă reprezenta pe fiecare dintre dumneavoastră. Tare este frumos să stai sub ocrotirea celui preanalt. Nu-i așa, fraților? Domnul să ne binecuvânteze și să rămânem sub protecția Sa și sub ocrotirea Sa. Făgăduințele sunt minunate, numai să le credem și să le acceptăm în viața noastră. Pentru dimineața aceasta vă invit să mergem într-o experiență a Vechiului Testament și o să avem în mintea noastră un personaj care a fost amintit de foarte multe ori în Scriptură și în special este unul dintre evenimentele Vechiului Testament care este amintit foarte des în Noul Testament. Se vorbește în Apocalips de el, se vorbește în cartea lui Petru, se vorbește în Maleahi, se vorbește în cartea lui Iuda despre personajul acesta despre care vreau să vă spun în dimineața aceasta. Este extrem de cunoscut și cu siguranță că va stabili la fiecare dintre noi o imagine despre ceea ce înseamnă să te îndepărtezi câte puțin de Dumnezeu, lăsând în spate câte o motivație divină. E foarte periculos să te depărtezi de Dumnezeu motivându-ți îndepărtarea cu câte o motivație sfântă și bună. Suntem pe malurile Iordanului. De fapt, s-a trecut dincolo de Iordan. Deschideți cu mine la Numeri, la capitolul 22. Chiar aș vrea să deschideți împreună cu mine, pentru că vom merge aproape tot capitolul și o să urmăriți mai cu atenție și o să fiți mai bine surprinși de evenimentele care sunt redate aici. Vă rog din toată inima să avem această rugăciune în minte și în inima noastră,
să-i spunem Domnului, Doamne, te rog să-mi deschizi mintea, ajută-mă să nu vin cu nicio idee preconcepută, vorbește-mi Tu din cuvântul Tău și ajută Tu, Doamne, ca acest cuvânt să mă lumineze și să mă învețe. Numeri, capitolul 22. Copiii lui Israel au pornit și au tăbărut în șesurile Moabului, dincolo de Iordan, în fața Ierihonului. Noi vorbim despre faptul că în curând vom trece unde? În casa, în cetatea și în țara Canaanului, nu? Mai avem puțin, suntem acolo. Credeți din toată inima, mai aveți această speranță în dumneavoastră că mai este puțin și vom intra în țara cea veșnică și binecuvântată? Credeți cu aceeași stăruință și cu aceeași bucurie ca și la începutul credinței dumneavoastră? Până să ajungem acolo mai sunt încercări, mai sunt probleme, mai sunt ispite cu care trebuie să ne luptăm și fiecare dintre noi trebuie să vedem cum putem să facem față cu Dumnezeul nostru. Dar cel ce stă sub ocrotirea celui prea înalt, 10.000 de 10.000 să fie atacat, că el va rămâne cu Domnul. Deci au pornit și s-au oprit pe șesurile Moabului și ca și context aflăm deja de la început că izraeliții încearcă să meargă mai departe într-un proces de cucerire pe care Dumnezeu l-a dat. Au trecut deja Ierihonul și au ajuns pe șesurile Moabului. E interesant că în cucerirea țării sunt foarte multe popoare care aveau legături cu izraeliții. Nu? Aflăm despre moabiți. Moabiții pe linia cui erau? Își amintește cineva de moabiți? Pe linia lui Lot. Care mai erau ceilalți copii pe care a avut Lot? Pe care au avut fetele lui Lot cu tatăl său? Moabiții și cu? Amoniții, nu? Bun. Deci aveau legătură. Să știți că popoarele acestea țineau, tăiam prejur, credeau într-un singur Dumnezeu, aveau amestecat și cu închinarea la păgâni și așa mai departe, dar în principiu în politeismul lor și în ceea ce însemna accepțiunea zeilor, vorbeau și despre tăierea împrejur pentru că rămăsese ceva din ceea ce au învățat părinții lor. Și aveau legătură cu poporul Israel. Se întâmpla lucrul acesta și erau rude, cum ar fi. Și cu edomiții a avut de luptat. Vă amintiți? Edomiții sunt de pe linia cui? De pe linia lui Esau, da? Și vă amintiți despre faptul că Dumnezeu le-a spus când veți trece prin țara lor, să nu călcați iarba lor și să cereți voie să mergeți pe acolo. Și a cerut voie poporul Israel? Și a cerut voie despre lucrul acesta, dar la un moment dat, oamenii ce au spus? Rudele lor îndepărtate ce au spus? Să nu coare cumva să călcați prin țara aceasta, nu? Să nu veniți pe aici. Și la un moment dat, Dumnezeu a avut în plan ca să și plătească că le calcă pământul țării lor, respecta Dumnezeu ceea ce era. Și încă nelegiuirea lor nu umpluse paharul răbdării divine. Și Dumnezeu a spus lucrul acesta. Balac, fiul lui Țipor, a văzut tot ceea ce făcuse Israel amoriților. Ați văzut că am vorbit despre moabiți, am vorbit despre amoriți. Și Moab a rămas foarte îngrozit în fața unui popor atât de mare la număr. L-a apucat groaza în fața copiilor lui Israel. Moab a zis bătrânilor lui Madian: mulțimea aceasta are să înghită tot ce este în jurul nostru, cum paște boul verdeața de pe câmp. Și Balac, fiul lui Țipor, era pe atunci împărat al Moabului. Închipuiți-vă puțin. Împărăția Moabului se afla undeva pe o înălțime și a ieșit împăratul Balac să privească. Și vedeți puțin cam care era priveliștea. Un popor despre care se auzise că Dumnezeu a fost 10 ani cu ei. Deja groaza intrase în sufletele lor, le era teamă de poporul acesta. Poporul acesta nu era un popor obișnuit, e mai încolo decât un geniu militar, e mai încolo decât o armată. Sunt un popor de sclavi care au un Dumnezeu puternic, care îi conduce pas cu pas. Noaptea când mă uit pe munte la ei, văd deasupra cetății lor și deasupra adunării lor un stâlp de foc. Ceva e extraordinar poporul ăsta, ne apucă groaza. Li s-a despărțit Marea Roșie, cad zidurile pe unde se duc, le era frică pur și simplu de ceea ce se întâmplă. Și s-au gândit cu groază și compara scriitorul cu un bou care paște și mănâncă tot, de la cap la coadă. A intrat groaza aceasta, groaza lui Dumnezeu a intrat în poporul moabiților. Vedeți, exista imaginea aceasta în care oamenii
își făceau alianțe și popoarele acestea de foarte multe ori când vedeau că izraeliții sunt atât de puternici cu Dumnezeul lor, ce făceau? Se aliau cu câteva popoare și încercau să facă alianțe care să-i ajute în încercarea de a opri tăvălucul acesta al puterii divine care stă în spatele poporului lui Israel. Și zice că el a trimis sol la Balaam, fiul lui Beor. Și aflăm despre Balaam. Balaam este cel care este citat în Apocalipsa, în Iuda, în cartea lui Petru, în multe cărți din Noul Testament și se vorbește despre o anumită trăsătură de caracter a lui Balaam. Vreau să vă prezint în dimineața aceasta despre profetul Balaam și titlul predicii este un profet pentru profit. Un profet care își gândește întreaga imagine pe profitul material al acestei lumi. Și vreau să trag un semnal de alarmă despre pericolul acesta, despre dragostea de bani și despre iubirea aceasta pentru profit care te duce în detrimentul relației cu Dumnezeu. Și Balaam este reprezentat ca un tip al unei clase de oameni. Și vreau să-l recunoaștem cât mai bine. El avea dragostea aceasta de bani și se putea vedea în el că exista această problemă. O să vedeți pas cu pas cum crește sămânța aceasta de dragoste, de bani și de profit în mintea lui până ajunge să calce poruncile lui Dumnezeu. Cu motivații bune. Ăsta este pericol. Crește și tot crește. Oameni din Scriptură care aveau materialul bun, dar le lipsea ceva. Tânărul bogat era un tânăr de perspectivă? Putea să fie un ucenic de bază în grupul Domnului Iisus Hristos? Se putea, nu? Dar totuși avea o problemă. Domnul Hristos a identificat-o și a spus: auzi, eu am planuri mari pentru tine. Eu vreau să... El a fost ales să facă parte dintre ucenici, nu? A fost ales de Domnul Hristos. Domnul Hristos l-a ales. Dar ai o singură problemă. Vinde tot ce ai și urmează-mă. Iuda. Ce ziceți de Iuda? Era un om cu calități? Dacă ar trăi Iuda în timpurile noastre, ziceți că ar fi un om cu calități și acceptat între noi? Ar avea loc la noi în comitet? Probabil că trezorier ar merge la noi. Ionuț, trebuie să vedem cum înlocuim lucrul acesta. Deci, ar fi apreciat, nu? Și probabil că ar avea loc prin toate comitetele din bisericile noastre. Era un om cu calități, nu? Dar totuși avea o dragoste pentru ce? Pentru bani și pentru poziție și pentru influență. Și l-a dus unde? L-a dus de și-a pus ștreangul de gât. Nu ne dăm seama de efectele păcatului și despre faptul că materialismul acesta distruge. O alianță din aceasta, moabiții plus madianiții s-au unit împreună. Moab plus madian plus profet. Vă spune ceva? Unitatea aceasta din Apocalips? Vă spune ceva lucrul acesta? Vă amintiți despre alianțele care se vor face în cartea Apocalipsei cu profetul decăzut? Da? Și se vorbește despre catolicism și despre protestantismul decăzut și despre un profet fals? Același lucru se va întâmpla. Noi nu ne dăm seama că suntem pe malurile Iordanului și ne vom lupta cu materialismul și cu lăcomia și cu plăcerile pentru această lume și pentru bani și pentru profit. Și există o alianță care n-are treabă cu asta, se folosește de iubirea noastră pentru bani și pentru profit și pentru materialism și pentru tot ceea ce înseamnă distrugerea relației pe care o avem cu Dumnezeu ca să-și îndeplinească scopul de închinare. Nu mă interesează, spune Satana, la cine te închini. Dacă te închini la bani, bine, că tot la mine vine închinarea. Tot la mine se răsfrânge lucrul acesta. Și istoria se repetă. De ce credeți că au scris părinții Statelor Unite, părinții acestei națiuni au scris pe dolari "In God we trust"? De ce credeți că au scris lucrul acesta? Pentru că au prevăzut că există un pericol ca oamenii să se încreadă în bani. Și când iei bancnota, care puteți să o scoateți acum dacă vreți, și să vă uitați la ea, când te uiți la ea să-ți amintești că noi credem în cine? În Dumnezeu. Noi astăzi am transformat lucrul acesta. Cine își mai amintește că scrie acolo "In God we trust"? Au prevăzut lucrul acesta, s-au zis să facă lucrul acesta. S-au dus la Balaam și spune, el a trimis-o la Balaam, fiul lui Beor, la Petor, Perul, Eufrat, în țara fiilor poporului său, ca să-l cheme și să-i spună: iată, un popor a ieșit din Egipt, acopere fața pământului și s-a așezat în fața mea. Vino, te rog, să-mi blestem pe poporul acesta, căci este mai puternic decât mine. Poate că așa
așa îl voi putea bate și îl voi zgoni din țară, căci știu că pe cine binecuvântezi tu este binecuvântat și pe cine blestem tu este blestemat. Deci s-a gândit că poporul acesta nu poate să se lupte împotriva lor cu arme. Alianța lor a fost făcută ca să meargă la cine? La Balaam. Și au zis, domnule, dacă ăștia au un Dumnezeu atât de mare, noi trebuie să luptăm focul contra focului cu... Și au zis să îl angajeze pe un profet de-al lor, da? De-al lor în ce sens? Era din poporul lui Israel Balaam? Era din poporul lui Israel Balaam? Nu. Dar îl reprezenta pe... Fraților, să nu credem că nu sunt oameni. Au existat mulți. Melchisedec era izraelit? Nu. Au fost oameni care l-au reprezentat pe Dumnezeu și cu care Dumnezeu poate să facă. Poate pentru noi e o mare surpriză că nu a fi fost adventist. Vreau să vă spun că Dumnezeu lucrează cu oameni din toate religiile și din toate, de tot ceea ce înseamnă. Dumnezeu lucrează cu oamenii. Să nu aveți o surpriză că Dumnezeu lucrează și cu altcineva din lumea aceasta. Să terminăm cu extremismul acesta și cu forma aceasta în care ne izolăm noi și credem că numai cu noi lucrează Dumnezeu. Biblia e plină de exemple care ne arată că Dumnezeu lucrează cu oamenii care vor să facă lucrul acesta. Balaam în speță va călca, dar sunt oameni care au dus până departe și Dumnezeu s-a uimit de credința lor. Și a spus, n-am văzut credință mai mare în Israel ca această credință. Și vorbea despre niște păgâni care nici nu încăpeau să rămână cu ei la masă. Nu-i considera oameni. Și vorbește cu el și îi atacă și zice, domnule, o să folosim o formă de vrăjitorie. Auziți, noi ca și copii al lui Dumnezeu trebuie să credem, să ne speriem de superstiții, de vrăjitorii, noi trebuie să ne temem? Aici în America nu știu dacă este, dar în România... Vă amintiți că sunt destule, că trece pisica neagră, că calci pe canal, mai spuneți dumneavoastră, că știți, nu? Cum? Găleata goală, plină. Trece popa prin fața asta, cred că e la tine, la zona ta. Bun, vedeți câte superstiții de genul acesta. Trebuie copiii lui Dumnezeu să se teamă de așa ceva? Nu! Vorbea un pastor și spunea că foarte mulți oameni au făcut vrăji asupra lui și au spus că au încercat să-l blesteme în forma aceasta. Și pastorul a spus, dați-i drumul, fraților, blestemați și faceți vrăjitorii câte vreți, spune dânsul. Că eu am scutul, cel ce stă la sub ocrotirea celui preanalt. Unul dintre efectele scutului este nu numai să protejeze, ci să arunce înapoi, nu? Dar știți ce se întâmplă? Că dacă la un moment dat crezi în prostiile astea, s-ar putea să se întâmple și ți-a trecut pisica și ai crezut că s-a întâmplat lucrul acesta. Noi nu credem în superstiții de genul acesta, dar spuneți-mi dumneavoastră câți din țara noastră, din România și în special de la țară și mai departe, dar nu numai de la țară, și de la oraș. Am văzut oameni intelectuale, am văzut profesori, am văzut profesoare, doctori și am văzut oameni care nu iasă pe anumită parte, nu fac lucrurile acestea, scuipă în sână, nu știu, de toate formele și de toate felurile, toate superstițiile acestea. Noi nu credem în așa ceva, dar atenție în ce îți pui lucrul acesta. Și s-a gândit să facă rău cu privire la lucrul acesta. Sunt oameni care poate cred în puterea aceasta, se duc pe la vrăjitoare, ați auzit că în România toate numele de mașini străine, Mercedes, BMW și cum le mai cheamă pe toate femeile acestea, există o întreagă imagine despre vrăjitoare, nu? Plătesc oamenii bani grei pentru lucrurile acestea și se duc și iscă tot felul de scandaluri și de lucruri. Atenție că ceea ce pregătești tu împotriva altuia s-ar putea să ți se întâmple? Vă amintiți că Haman a pregătit ce? O spânzărătoare? Mare, imensă, ca să-l spânzure pe cine? Și cine a rămas în spânzurătoarea aceea? Tocmai el. Nu se poate face așa ceva și trebuie să înțelegem lucrul acesta. S-au dus la el și au spus, vino, te rog să-mi blestem pe poporul acesta, căci este mai puternic decât mine. Poate că așa îl voi putea bate și îl voi zgoni din țară, căci știu că pe cine binecuvântezi, tu binecuvântezi. Vă spun eu, vă întreb eu, în momentul în care au bătut la ușă și oamenii au zis, te rog frumos, i-au și gâdilat puțin mândria lui, nu? Și orgolul lui și a spus, prima dată, bună ziua, vreau să ne dăm seama în fața cărui profet stăm. Tu nu ești un orice profet, tu ești un profet care când binecuvântezi, rămâne binecuvântat și când blestem,
rămâne blestemat. L-a uns la suflet pe fratele Balaam, era bucuros de așa ceva și la un moment dat chiar și-a pus umerii așa în sus și poftiți, despre ce e vorba? Păi știți, am vrea să vă angajăm să blestemați pe poporul acela la cărui Dumnezeu tu îl reprezinți. Ce ar fi trebuit să facă Balaam? Închideți Scriptura. Ce ar fi trebuit să facă Balaam din prima imagine? Spuneți. Stai de vorbă cu așa ceva? Stai de vorbă cu așa ceva? Când vă bate cineva la ușă și începe să vă vorbească de rău pe cei din biserică și începe să vi blesteme pe cei din biserică și să vă vorbească de rău pe frații dumneavoastră și pe cei care se închină la același tată ca al dumneavoastră, spuneți dumneavoastră ce ar trebui să facem? Ce ar trebui să facem? Se întreb detalii. Ar fi trebuit să închidă lucrul acesta, ar fi trebuit să-i dea afară. Dar el s-a simțit flatat. Că i-a și spus, noi știm că tu pe cine binecuvântezi, tu este binecuvântat și pe cine blestem tu este blestemat. Bătrânii lui Boab și bătrânii lui Madian au plecat având cu ei daruri pentru ghicitor. Doamne, dar tu, noi știam că e proroc Balaam, nu știam că e proroc? Dar era și ghicitor? Merge așa să-l reprezinți pe Dumnezeu și ca profet și ca ghicitor? Îi răspunde Dumnezeu lui Balaam? Fraților, îi răspunde Dumnezeu lui Balaam? Și nu e ghicitor? Au venit cu daruri. Nu numai că și-a îndreptat umerii Balaam când i-a spus că el pe cine binecuvântează, binecuvântează și pe cine blasnă, blasnă. Când a văzut câte caravane sunt la ușă, băi, ăștia au venit cu plată serioasă la mine la ușă aici, a? Câteva caravane întregi, cred că nici nu a auzit ce am mai spus și când a văzut acolo, aproape că era irezistibilă pentru un om care iubește lucrurile materiale și pentru un om care este pus în fața unei astfel de ofertă, mai este și atins pe mândria lui și pe orgolul lui, aproape că e irezistibilă forma aceasta. E irezistibilă. Și haideți să vedeți cum pătrunde încet, încet, sub o formă din aceasta sfântă și liniștită în care tu lucrezi cu Dumnezeu. Deci de la punct ochit ne dăm seama că el ar fi trebuit să spună nu am ce discuta cu astfel de oameni. Este, fraților, cum să vă spun eu, este ca și cum cineva ți-ar bate la ușă și ți-ar spune așa, eu știu că tu ești un om deosebit, aș vrea să ucizi pe soția celui mai bun prieten al tău. Pentru că biserica este mireasa lui Hristos, nu? Vreau să blestem biserica celui mai bun prieten al tău, pe Domnul Iisus Hristos. Deci nu știu cum să vă dau exemplu ca să vă arăt despre cerința pe care au avut-o. Și-au permis să meargă, și-au lucrat cu mândria aceasta. Și în momentul în care Satana știe, el lucrează cu trăsăturile noastre care nu ies la evidență acum, dar tu știi că în sufletul tău ai o plăcere pentru lucrurile acestea, tu știi că te trag în jos și nu știu cum ai face dacă ai fi pus în fața situației de alege și dacă se întâmplă să mai și blestem ca să rămâi bogat sau ca să faci câteva compromisuri ca să ajungi la punctul și la numitorul comun pe care îl cauți în sufletul tău, nu știu cum te-ai comportat în situația aceea. Haideți să vă spun cum s-a comportat Balaam. Și Balaam se simțea flatat. Și zice, au ajuns la Balaam și au spus cuvintele lui Balac. Răspunsul prorocului pentru profetului pentru profit. Balaam le-a zis, rămâneți aici peste noapte și vă voi da răspuns după cum îmi va spune. Dar ce putea să-i spună Domnul? Cam ce ar fi putut să-i spună Domnul de a oprit în noaptea aia să rămână acolo? Spuneți-mi, vă rog, ce să-i spui la Domnul? Cum să mă rog la Domnul pentru un astfel de lucru? Deci, te rog frumos, am vrea să te angajăm să blestem pe poporul lui Dumnezeu. Rămâneți în noaptea asta. Eu cu rugăciune așa răspund la lucrurile astea. Câți dintre oameni au rămas departe de Dumnezeu pe o motivație din aceasta religioasă? Sunt oameni care sunt chemați de Duhul lui Dumnezeu, de cuvântul acesta și li se spune inimilor lor, acesta este adevărul, aceasta este calea pe care trebuie să o urmezi, aceasta este legea pe care trebuie să o ții, aceasta este ziua pe care trebuie să o urmezi, acesta este lucrul, tu știi că așa este, nu mai sta departe și tu spui, frate, aș vrea să mă mai rog puțin cu privire la lucrurile acestea. Și Balaam a zis, noaptea asta rămâneți la mine. Ei, o să plătiți și voi ceva acolo, că doar casa mea nu e hotel. Probabil că a cerut și el o plată pentru lucrul acesta, că doar n-o fi primit caravanele alea degeaba la lucrul ăsta. Băi, dacă rămân noaptea asta, măcar rămân și eu cu ceva. Și să nu vi se pare că glumesc la lucrul acesta. Aceasta este forma prin care gândește un om condus de lucrurile acestea. Pentru el, din toate trebuie să rămână un profit.
Nu contează că e cu Dumnezeu, o vopsim puțin cu rugăciunea la Dumnezeu și merge. Facem lucrul acesta, am să mă rog, am să încerc să văd lucrul acesta. Și îi răspunde Dumnezeu, zice, rămâneți peste noapte. Și căpeteniile Moabului au rămas la Balaam. Dumnezeu a venit la Balaam. Doamne, dar tu vii la astfel de oameni, Doamne? Ce să-i mai spui? Ce bun e Domnul, deși Dumnezeu a spus anumite lucruri clare în Scriptură și totuși Dumnezeu îți răspunde ție în forma în care noi ca oameni ne dăm seama cam unde tindea Balaam. Da, Dumnezeu, care citește inimile oamenilor. Dar vine Domnul și răspunde și zice, cine sunt oamenii aceștia pe care îi ai la tine? Dar nu știa Dumnezeu cine sunt oamenii aceștia? Știa sau nu știa? Dar de ce îl întreabă Dumnezeu așa? Măi, omule, pe cine ai tu în casă la tine? Ce vor oamenii ăștia care dorm la tine în pat și care te plătesc pentru slujba ta? Vrea să-l trezească. Măi, omule, ce caută oamenii ăștia la tine în casă? Ce caută oamenii? Deci de la început, cred că Dumnezeu i-a răspuns, nu? I-a răspuns Dumnezeu? Dar Balaam vorbește cu Domnul și îi răspunde citând. El citează pe ceilalți și zice, Balaam a răspuns lui Dumnezeu, Balac, fiul lui Țipor, împăratul Moabului, i-a trimis să-mi spună. Și citează. Omul citează cu citat, fără să greșească nicio vorbă. Și zice, iată, un popor a ieșit din Egipt și acoperă fața pământului. Vino dar și bleastă-mă, poate că așa îl voi putea bate și îl voi putea izgoni. Doamne, uite, ăsta a fost mesajul. Dacă tot m-ai întrebat de ce dorm oamenii aceștia la mine în casă, da? Și Domnul a zis lui Balaam, să nu te duci cu ei și nici să nu blestem poporul acesta, căci este, când spune să nu, cu ce vă seamănă? Cu ce vi s-a dus mintea imediat? Cu cele 10 porunci, nu? Fraților, când Domnul îți zice cu o privire la ceva, să nu! Noi nu înțelegem că sunt cele 10 porunci, nu sunt nici 10 sugestii, nu sunt nici 10 sfaturi, sunt 10 ce? 10 porunci. În exprimarea lui Dumnezeu, i-a mai lăsat lui Balaam vreo urmă de îndoială? I-a răspuns lui Balaam, deși el știa de la început, el n-ar fi trebuit să rămână oamenii aceia noaptea aceea la el. Dar s-a gândit puțin la profit. Să nu te duci cu ei și să nu blestem pe poporul acesta, căci este binecuvântat. Dumnezeu este foarte direct în privința aceasta. Și eu te întreb, de ce să ceri o a doua opinie de la Dumnezeu știind deja că el a spus să nu faci lucrul acesta? Cum e posibil pe o motivație religioasă, că ne rugăm la Dumnezeu și ținem legătura cu El, tu îi ceri Domnului ceea ce Dumnezeu ți-a spus o dată, de două ori, de trei ori, vine și în vis, vine și că ești ghicitor, vine și că ești cu tare și cu tare și așa mai departe. Dumnezeu ți-a spus să nu faci lucrul acesta. Și noi îl ispitim pe Dumnezeu și spune, Doamne, dar totuși, cu privire la lucrul ăla care l-ai spus tu să nu? Bine, încă o dată îți spun, să nu faci lucrul acesta. Așa a spus Balaam. Așa ne spune Domnul și nouă. Nu o dată, nu de două ori. Ne spune să nu faceți lucrurile acestea pe care le faceți acum, să nu vă conduceți după ideile acestea. Nu contează că stai pe genunchi, nu sfințește lucrul în sine sau transformă păcatul prin faptul că ai stat pe genunchi. Nu motivația religioasă spală din compromisul pe care l-ai făcut tu. Să nu te duci și să nu faci lucrul acesta. Să continuăm. Balaam s-a sculat de dimineață și lăsați-mă, vă rog, permiteți-mi să vă citesc cam cum cred eu că a răspuns el. Era supărat, nu știu dacă a dormit în noaptea aceea. Și zice, a zis căpetenilor lui Balac, duceți-vă înapoi în țara voastră, căci Domnul nu vrea să mă lase, să merg cu voi. E așa cum ziceam noi când eram copii, mama nu mă lasă să merg afară cu tine, eu aș vrea să merg afară, dar mama și cu tata... Îmi pare rău. Eu am încercat, fraților, am încercat la Domnul cu rugăciune, dar Domnul nu mă lasă să merg cu voi. Era supărat, săracul. Trăia o suferință adâncă. Și mai mare Moabului s-a sculat și s-a întors la Balac și a spus, Balaam n-a vrut să vină cu noi. S-a dus la împăratul Balac și a spus, n-a vrut să vină cu noi. Și împăratul s-a gândit, și ce o să fac? Dar vreau să spun ceva, zic trimișii. A existat ceva în glasul lui. Ceva, parcă nu era mulțumit, împărate, că doar de asta n-ai trimis, că suntem înțelepți și sfetnicii tăi. Eu cred că nu era mulțumit de oferta pe care i-am făcut-o.
ceva nu era sigur. A zis că i-a descoperit Dumnezeul ăla care încercăm noi să-l blestemăm. Ia zis, dar era supărat. Parcă avea gând de negociere, parcă nu era mulțumit. Așa ne-a spus supărat. O, păi asta e problema, zice, ia pregătiți voi o caravană mai mare, voi sunteți prea neimportanți, ia aduceți niște fete și mai cu vază, niște oameni de prin toate cetățile, ia dublați, domnule, în loc de 20 de caravane, puneți 30, 40. Nu e nicio problemă. A văzut gândul acesta care stă în mintea omului, gândul acela care mai stă în mintea ta, care mai rămâne acolo haihui și hoinărând prin capul tău, se vede în expresiile tale, se vede în forma ta de negociere și la un moment dat tu spui din gură, Domnul ne-a spus să nu facem lucrurile astea, dar tu în inima ta zici, dar nu mă lasă, că dacă m-ar lăsa, m-aș duce afară. Și Balac a trimis din nou mai multe căpătenii, mai cu vază decât cele din... Asta e problema, că îi trimitem mai mult, îi duplăm oferta. Dacă voi spuneți că ați văzut că e un gând de profit la el și de negociere la el, nu e nicio problemă. Facem lucrul acesta. Este ca și acea femeie care s-a dus la judecător și a spus, domnul judecător, vă rog să mă ajutați pe mine în legătură cu problema aceasta de la judecată. Uitați, aveți aici un plic cu 5.000 de dolari și judecătorul se uită, dar drept cine mă iei? Tu crezi că doar cu 5.000 de dolari pot să fiu eu plătit? Problema la el care era? Suma. Drept cine mă iei? Cu 5.000 vii tu la mine? Și a văzut gândul acesta. Mai mulți bani, mai multe călătorii, mai multe căpătenii. Aproape că tentația era irezistibilă. Aproape că nu știa ce să mai facă despre lucrul acesta. Și se duc din nou la el. Au ajuns la Balaam și au zis, așa vorbește Balac, fiul lui Țipor. Ascultați cam cum vorbește acum. Când îi spune lucrul acesta, deja îl ia ca să nu mai îl întrebe în mod frumos, pentru că știa cu cine are de-a face, nu? Căpetenile alea se pricepeau la lucruri de genul ăsta, la chestiuni de negociat. Când au văzut slăbiciunea lui, au și spus direct, auzi, domnul cu blestemul, nu mai pune piedici și vină la mine, hai, nu mai prea mult atâta, că trebuie neapărat să vii la mine. Am văzut că tu despre asta îți place ție în viață. Se vede. Nu mai pune piedici și vină la mine. Căci îți voi da multă cinstă și voi face tot ce îmi vei spune. Nu mai vină, te rog, și bleastă-mă pe poporul acesta. Și Balaam a răspuns și a zis slujitorului lui Balac. Nu se lasă nici el, că se pricepe. Și zice, să-mi dea Balac chiar și casa lui plină de argint și de aur și tot n-aș putea să fac niciun lucru, fie mic sau fie mare, împotriva poruncii Domnului Dumnezeului meu. Totuși, adică cam casa de argint și de aur ar merge, dar totuși, dacă vreți să rămâneți, rămâneți aici la noapte. Dar n-a mai rămas o noapte la ei în casă? Ca să ce? În prima noapte, când a rămas la ei, a rămas o noapte ca să ce? Să întrebe Domnul. Și le-a răspuns Domnul? Măi, ce om credincios. El mai cere a treia opinie la ceea ce a spus Dumnezeu. Și el mai încearcă încă o dată lucrul acesta. Totuși, rămâneți aici. Auzi, cum să cere o a doua opinie cu privire la ceea ce s-a spus Dumnezeu? Fraților, se va schimba vreodată principiile lui Dumnezeu și legile pe care Dumnezeu le-a pus? Se va schimba vreodată? Totuși, rămâneți aici peste noapte și voi vedea ce îmi va spune Domnul. Voi vedea ce îmi va spune Domnul. Câți dintre noi îl ispitim pe Dumnezeu în forma aceasta și nu înțelegem un lucru, în felul în care abordăm rugăciunile cu Dumnezeu, în relațiile pe care le avem unii cu alții, în problemele pe care le avem în familie, numai cu privire la bani. Asta e un principiu care ne mănâncă viețile și nu ne dăm seama. Noi ne ducem la Dumnezeu și Dumnezeu ne spune să nu faci lucrul acesta. Și noi zicem, Doamne, aș vrea să mă mai rog o dată pentru lucrul acesta. Și Dumnezeu spune, bun, mai vin o dată. Să nu faci lucrul acesta, să nu te duci. Doamne, dar am venit și eu cu o problemă. Care problemă? Doamne, te rog, până ce nu-mi răspunzi mie cum vreau eu? Și după ce îți răspunde Domnul, ce spui? Dar știți cum se întâmplă? La un moment dat, și atenție la lucrul acesta, Dumnezeu știți ce spune? Vrei să faci lucrul ăsta? Vrei să-l faci? De câte ori ți-am spus să nu-l faci? Dar dacă vrei să-l faci, fă-l. Și tu ce spui? Mi-a zis Domnul?
în rugăciune să fac lucrul ăsta. Și dai o conotație pozitivă și spui, Domnul m-a chemat. Frate, eu știu ce chemare am cu privire la lucrul acesta. Atenție, foarte mare atenție. Te duci și te duci și te duci și te duci și faci lucrul acesta. Este ca și cu un călăreț care ține hamurile, da? La un moment dat el este pe cal, da? Dar nu mai ține ce? Nu mai ține hățurile, nu? Nu mai ține. El e pe cal. Dar unde e dus? Unde vrea calul, nu? El e sus acolo, el zice că e cu Domnul. Dar nu are nicio direcție, nu are nicio perspectivă. Pentru că legea lui Dumnezeu și ceea ce a spus Dumnezeu să nu, ce îl protejează, el a dat-o deoparte. A dat-o deoparte. Părerea a doua de la Dumnezeu. Oare se va schimba ceva? Nu se va schimba nimic. Ci se va schimba atitudinea ta cu privire la lucrul acela. Abia așteptai să se facă lucrul acesta. Și să nu credeți că numai cei binecuvântați și numai cei în relație cu Dumnezeu pot să facă minuni. Haideți să vă dau câteva exemple. Sunt oameni care se depărtează de Dumnezeu, care îl ispitesc pe Dumnezeu și care totuși fac minuni deosebite în viața lor. Moise este exemplul suprem în ceea ce privește blândețea, dar a avut un moment în viață când a făcut ce? A lovit stânca de două ori, nu? Întrebare, a ieșit apă din stâncă? A ieșit apă din stâncă? El a făcut bine? El n-a făcut bine, nu? Din moment ce Dumnezeu a spus, pentru că ai lovit stânca de două ori, ce o să se întâmple cu tine? Deci a fost greșit, nu? Dar a ieșit apă din stâncă? Dar fratele Samson, când făcea vizite nocturne pe la doamnele filistence, la un moment dat vrea să o impresioneze pe o femeie de acolo, ia porțile cetății și le cară pe un munte. Cine ia Domnul? Cine i-a dat putere? De unde avea putere? Scria că merge la sala de sport Samson? Dar de unde avea putere să o impresioneze pe doamna de acolo? De la Domnul. Dar el căra porțile ca să ce? Pentru numele Domnului? O, a zis, băi, uite, eu am conjurat cetatea, las că eu cu totul porțile și le duc pe vârful. Să nu credem că dacă se întâmplă câte o minune și zici, Domnule, am fost la cutare, în grupul cutare, la biserica cutare, se întâmplă niște minuni deosebite acolo. Da? Și sunt cu Domnul? Și sunt cu Domnul cu adevărat? Faptul că ai văzut niște minuni că s-a întâmplat înseamnă că sunt de la Domnul? Dacă îl vedeai pe Samson de acolo, care era motivația pentru care făcea el lucru? Avea vreo legătură cu Dumnezeu? L-a pus Dumnezeu să care porțile pe vârful muntelui? Sau în momentul în care se duceau ucenicii să scoată demoni? Știți că spune, credeți că au fost numai 11 ucenici? Credeți că Iuda n-a fost cu ei? Iuda n-a fost cu ei? A fost cu ei, vă spun eu. Și ce era în mintea și în inima lui? Și spune că demonii, nici măcar demonii n-au stat împotriva lor. Și era un grupul lor și unul care avea să-l vândă pe... Hai să vezi lucruri care te uimesc. Și Dumnezeu este atât de mare și ți se întâmplă lucruri în viața ta. Frate, îți spun eu, Dumnezeu a făcut minunea asta în viața mea. Dar care este prețul? Prețul este că fac un compromis acolo. Dacă faci compromis, nu e de la Domnul. Că tu l-ai întrebat pe Domnul și ai spus de două, de trei ori. Stai puțin să văd care e părerea Domnului cu privire la lucrul acesta. Să nu te duci, a spus lui Balaam, lucrul acesta. Dumnezeu a venit la Balaam din nou în timpul nopții. Doamne, Tu ești atât de bun, iarăși vii la noi, Doamne. Tu vorbești cu oameni de genul acesta și lucrezi așa cum suntem noi. Fiindcă oamenii aceștia au venit să te cheme, scoală-te și du-te cu ei. Exact ce vă spuneam. Dacă tu vrei atât de mult să te duci, eu ți-am spus să nu faci lucrul acesta. Dar dacă oamenii au venit să facă lucrul acesta, scoală-te și du-te cu ei. Stai puțin, frate. Păi tu acum ce faci? Ești avocatul lui Dumnezeu? Dumnezeu acum ce îi spune lui Balaam? S-a schimbat Dumnezeu? Frate, s-a schimbat Dumnezeu? Dumnezeu nu s-a schimbat. Dumnezeu lucrează cu mine, cu păcătosul pentru profit, care se gândește în forma asta. Bine, du-te cu ei. Haideți să vedeți până la capăt. Dar să faci numai ce îți voi spune eu. Atunci chiar că a dormit bine Balaam, sau poate că nu, era bucuros că i-a dat drumul la joacă afară Dumnezeu și zice, Balaam s-a sculat de dimineață, a pus șaua pe măgăriță, cred că ea nici nu se treziseră săracii, dar el a aranjat tot ceea ce trebuie și a plecat cu căpeteniile lui Moab. Surpriză! Dumnezeu s-a prins de mânie pentru că... Păi stați puțin, Doamne, dar nu i-ai spus Tu să plece? Doamne, nu i-ai spus Tu a noaptea trecută, du-te? Ce a spus Domnul? E ca părintele care îi spune copilului, măi, ți-am spus să nu faci lucrurile acestea. Bine, du-te, dacă vrei să te duci, du-te. E de acord Dumnezeu?
De asta Dumnezeu zice, s-a aprins de mânie pentru că plecase. S-a aprins pur și simplu de mânie. A intrat în conflictul acesta cu Dumnezeu și a rămas în forma aceasta. Și haideți să vedeți ce se întâmplă mai departe. Și zice, Dumnezeu s-a aprins de mânie pentru că plecase și îngerul Domnului s-a așezat în drum ca să îi se împotrivească. Și Balaam era călare pe măgărița lui și cei doi slujitori ai lui erau cu el. Și-a luat măgărița și-a luat slujitorii și a plecat cu fiecare dintre ei. Măgărița a văzut îngerul Domnului, s-a strâns spre zid și a strâns piciorul lui Balaam de zid și Balaam a bătut-o din nou. Pe cine bătea Balaam? Dar în afară că era măgăriță. Pe cine bătea? Pe cea... Era și un înger al Domnului. Pe cea care îl salva de la ce? Știți cum se întâmplă, fraților? Că măgărița poate să fie mai multe în viața noastră. Măgărița poate să fie conștiința noastră. Poate să... Spune Scriptura să nu te duci la un om să-l sfătuiești în momentul în care este spre pierzare. Căci este ca o ursoaică care și-a pierdut puii, zice, nu? Și te duci la câte unul și îi spui, frate, uite, face rău pentru lucrul ăsta. Și el ce? El pe cine se supără? Dar tu vii cu mesajul cui? Cu mesajul lui Dumnezeu și se supără pe tine! Și îi spui, frate, uite, se ceartă ăștia doi din biserică, te rog frumos, vii tu să-i împaci. Și se duce săracul, a treia persoană să facă lucrul acesta și se duce la cei supărați și la cei... Și se uită urât la cine se uită? La cel care s-a dus să-i împace. Dar ce are el săracul cu treaba voastră? Că vă certați. El vine să vă împace. Și voi vă uitați urât la cine? La ăla care a venit să vă împace. El era supărat pe măgăriță și o bătea ca un proroc care se gândește la Dumnezeu. Păi, i-a dat voie Domnul și uite cine îl oprește acum să se ducă mai departe. El activa și lovea pe cea care îl... Poate ai o soție deosebită în casa ta care e asta și tu lupți împotriva celei care vrea să te... salveze. Și te superi că te oprește de la păcat. Și îți spune. Și tu iei bățul și tragi în ea. Și tragi în el. Și tragi în conștiința ta. Și ești supărat. Abia ai primit tu o înștiințare divină în care Dumnezeu ți-a spus că e bine să faci lucrul acesta. Și te superi pentru lucrul acesta. Și îți vine să iei la bătaie. Ia uite, prorocul nostru nu prea era cu blândețea. A luat bățul și că a început să-și bată animalul, nu mai știa ce e cu el. Îngerul Domnului a trecut mai departe și s-a așezat într-un loc unde nu era chip să te întorci nici la dreapta și nici la stânga. Măgărița asta se comporta ca un măgar, nu? Nu vroia deloc să se întoarcă nici la stânga, nici la dreapta. S-a băgat în locul acela și nu mai se întorcea nici într-o parte, nici în alta. S-a supărat rău Balaam pentru lucrul acesta. Oamenii supărați pentru că nu pot să-și ducă la îndeplinire planul acesta și pentru că nu pot să îndeplinească ceea ce li se întâmplă în viața lui. Și zice că măgărița a văzut pe îngerul Domnului și s-a culcat sub Balaam. Și Balaam s-a prins de mânie și a bătut măgărița cu un băț. Era supărat. A ieșit din el toată supărarea. Câteva nopți l-a ținut Dumnezeu și nu i-a dat răspuns. Și când i-a dat răspuns, uite cine îl oprește. Domnul a deschis gura măgăriței și i-a zis lui Balaam. Cine vorbește? Cine vorbește? Ce ți-am făcut de mai bătut de trei ori? Da, interesant. Balaam a răspuns măgăriței. Cui a răspuns Balaam? Uitați-vă unde ajunge omul avid după câștig, după profit și după urmarea propriilor interese meschine și departe de Dumnezeu. Vorbește cu animale și nu-și dă seama. Și de multe ori, ați văzut cum arată oamenii care sunt nervoși pentru cauze de genul acesta? Nu mai au nicio... Vorbesc prin casă, cu mobila, cu geamurile, cu cine prinde, țipă, trântesc, nu? Ați văzut oameni de genul acesta? Nu i-ați văzut? Sau nu aveți oglinzi prin casă? Vedeți că ni se pierde forma aceasta de forma umană pe care ne-a dat Dumnezeu. Deci prorocul ăsta, mincinos, profetul ăsta mincinos pentru profit, vorbea cu cine? Măgăriță. El vorbea cu o măgăriță, dar nu realiza lucrul acesta. El avea dialog cu animalul. Și zice,
ce ți-am făcut de mai bătut de 3 ori? Întreabă măgărița. Dar el, Balaam, a răspuns măgăriței: pentru că ți-ai bătut joc de mine, dacă aș avea o sabie în mână, te-aș ucide? Era supărat pe măgăriță. El vorbea cu măgărița. El era spre împlinirea profitului pe care avea să-l facă. Măgărița a zis lui Balaam: nu sunt oare eu măgărița ta pe care ai călărit-o în tot timpul până în ziua de azi? Am eu oare obicei să-ți fac ție așa ceva? Și uite că își vine Balaam în minte și spune: nu, nu mi-am minte să mai făcut lucruri de genul acesta. Domnul a deschis ochii lui Balaam și Balaam a văzut pe îngerul Domnului stând în drum cu sabia scoasă de mână și s-a plecat și s-a aruncat cu fața la pământ. În sfârșit a deschis ochii omul nostru. A deschis ochii cu privire la lucrul acesta, că cea pe care o bătea, cea cu care vorbea urât, cea pe care nu o suporta, cel pe care nu o suporta, puneți în funcție de fiecare caz, era tocmai cea care vroia să îl salveze și cea prin care vorbea Dumnezeu. Și la un moment dat a mers argumentul acesta împotriva lui: auzi, ți-am făcut vreodată ție rău? Ți-am făcut vreodată până acum rău ție? Nu. Ei, când a priceput lucrul ăsta, pe cine a văzut? Zice: băi, dacă măgărița asta m-ar fi ascultat, ce s-ar fi întâmplat? Dacă măgărița după bătaie ar fi trecut pe acolo, unde era dus Bala? La moarte. Pentru că îngerul Domnului vrea să-l... Fraților, nu e de glumit cu lucrul acesta. La un moment dat spune că Moise, zice că îngerul Domnului a vrut să-l ucidă pe... De ce? De ce? Pentru că Moise avea niște copii și el propovăduia un simbol al legăturii pe care are Dumnezeu. Și la un moment dat soția s-a dus și a spus: ce cu barbaria asta pe care o facem la copiii noștri? Și Moise aproape că s-a lăsat întuplecat. Dumnezeu a spus: fii atent, tu ești conducător. Și de la copiii tăi și de la tine eu am alte așteptări. Eu pe tine te întreb altfel de cum îi întreb pe oamenii aceștia. Eu de la tine îți cer lucrurile altfel, îți dau din binecuvântările mele, dar pe tine te întreb altfel de cum îi întreb pe oamenii aceștia. Că te pun aici în față și înveți, eu îți dau binecuvântarea aceasta, dar pe tine te întreb altfel. Și să nu vi se pară prea mult că Dumnezeu a vrut să-l ucidă pe Moise pentru lucrul acesta. Și Balaam avea să fie ucis dacă măgărița lui nu s-ar fi oprit din lucrul acesta. Și s-a deschis ochii și a văzut îngerul. De câte ori, pe o motivație bună, mergem spre păcat? Că e vorba despre profit, că e vorba despre lucruri materiale, că e vorba despre un păcat în viața noastră. Dumnezeu ți-a spus să nu, tu te-ai plecat pe genunchi și ai spus: Doamne, dar dacă e persoana potrivită, poate că fac lucrare de evangelizare, poate găsești tu ceva, o motivație sfântă cu privire la lucrul acesta. Și la un moment dat Dumnezeu îți spune să nu, să nu te duci. Și după aceea spune: bun, du-te. Și pe drum te oprește. Te oprește și tu te superi pe cel care vine să te, prin care Dumnezeu vorbește, prin cei din familia ta, printr-un animal, prin conștiința ta. Dumnezeu îți spune și tu te superi pe cei pe care Dumnezeu i-a trimis ca mijloace de salvare ale tale. Atunci s-a deschis ochii, s-a plecat cu fața la pământ și a văzut lucrul acesta. Și zice, îngerul Domnului a zis: pentru ce ți-ai bătut măgărița de 3 ori? Iată, eu am ieșit ca să-ți stau împotrivă, căci drumul pe care mergi este un drum care merge la pierzare înaintea mea. I-a mai spus lucrul acesta? Știa Balaam despre lucrul acesta? Știa din momentul, de când știa Balaam despre porunca aceasta? Dinainte de a le fi bătut la ușă, trimișii Moabului, el știa despre lucrul acesta. De ce s-a ajuns la această întreagă imagine? Uitați-vă cum se luptă plăcerile din noi. Uitați-vă cum ne luptăm cu Dumnezeu, uitați-vă cum călcăm sfaturile lui Dumnezeu în picioare și uitați-vă la răbdarea lui Dumnezeu care lucrează cu mintea noastră. Ne vine să zâmbim la cazul acesta. Vorbește omul ăsta cu un animal și el nu realizează. Pentru că omul care este condus de păcat, el este un instrument cu care Satana se joacă. Este ca o pisică care se joacă cu șoare cu ei. Tu zici că ești puternic, că fugi repede, nu faci nimic. Ești în ghearele ei. Ești amețit complet. Noi nu ne dăm seama de efectele păcatului și de ceea ce înseamnă când Dumnezeu a spus să nu lăsați poftele astea să fie în voi, să nu lăsați dragostea pentru bani să fie în voi, să nu lăsați trăsăturile astea pe care le aveți, gândurile voastre și felul în care priviți, că Dumnezeu a spus eu mai mult decât legea pe care vă dau. Eu vorbesc de atitudinea pe care o aveți. Căci eu vă spun că doar cine se uită la o femeie a și păcătuit. Și oamenii vin și spun că Dumnezeu a scos legea.
Păi dacă Dumnezeu a scos legea, El spune că ai păcătuit numai dacă te-ai uitat? Păi dacă a scos-o, la ce mai contează? Nu? Înseamnă că Dumnezeu merge mai mult, la un nivel mult mai înalt. Dacă ai început în gândul tău să frămânți gândul acela, este ca și cum ai fi păcătuit. Dar nu-i nimica. Facem o oră de rugăciune și cerem sfatul Domnului. Poate că și-l schimbă. În numele Domnului Hristos au făcut multe lucruri. Și oamenii au dat motivații religioase pentru ce au făcut. Și au pornit la inchiziție cu numele Domnului și cu texte din Scriptură. Silește-i să intre, au spus. Silește-i să intre. Zice, eu am ieșit ca să stau împotriva ta, căci drumul pe care merge este un drum care duce la pierzare înaintea mea. Măgărița m-a văzut și s-a bătut de 3 ori dinaintea mea. Dacă nu s-ar fi bătut, a bătut dinaintea mea, pe tine te-aș fi omorât, iar pe ea aș fi lăsat-o. Pe cine băteai tu? Pe mijlocul tău de salvare. Ca să-ți duci la îndeplinire pofta pe care o aveai pentru profit. Balaam a zis îngerului Domnului, am păcătuit că nu știam că te-ai așezat înaintea mea din drum și acum dacă nu găsești că e bine ce fac, mă voi întoarce. Mai trebuia să spună vorbele acestea? Mai trebuia să facă lucrul acesta? Știți cum e? E ca la Sfânta Cină. Când știm că am greșit la cineva și îi spui, la frate îi spui, frate, dacă am păcătuit, dacă ai păcătuit, dacă te mai întrebi, înseamnă că poate n-ai păcătuit. Ai păcătuit sau n-ai păcătuit? Fii cu inima deschisă și du-te la fratele tău și spune, frate, am păcătuit cu privire la lucrul acesta. Nu dacă am păcătuit. Am păcătuit 100%, eu știu ce ți-am făcut. Și dacă am păcătuit, pun-o la păcatele făcute fără voie. Dar noi o spunem așa, dacă tu te-ai supărat pentru lucrul ăsta, eu îmi cer iertare dacă te-am supărat. Îngerului care l-a oprit de 3 ori, i-a spus noaptea de fiecare dată, ce ar fi trebuit să facă Balaam în momentul în care a văzut că s-a întâmplat lucrul acesta? Fraților, ce ar fi trebuit să facă Balaam? Să se urce pe măgăriță și să ducă unde? Înapoi acasă. Nu s-a lăsat nici după ce Dumnezeu a deschis sabia împotriva lui. Vreți să vedeți cât de distrugătoare sunt efectele păcatului în viața noastră? Ni se opune Domnul, ne deschide calea, ne spune că nu e rău, ne batem conștiința, o batem cu bățul până ce nu mai mișcă. Și la un moment dat Dumnezeu ne spune, măi, ce cauți? Scoate sabia împotriva ta. Și tot te duci la moarte. Și zice că picioarele tale se îndreaptă la pieire. Și te duci în continuare. O forță care te atrage despre efectul păcatului care la un moment dat nu vrem să înțelegem. Sabia era pentru cine? Sabia era pentru Balaam și pentru el trebuia să se întâmple lucrul acesta. Îngerul Domnului a zis lui Balaam, du-te cu oamenii aceștia, dar să spui numai cuvintele pe care ți le voi spune eu. Și Balaam a plecat cu căpeteniile lui Balac. E ceva să fii folosit în lucrarea lui Dumnezeu. E o vorbă înțeleaptă pe care o spunea cineva, zice că nimeni nu este prea mic ca să fie folosit în lucrarea lui Dumnezeu, dar unii sunt prea mari ca să fie folosiți de Dumnezeu. Ați înțeles? Nimeni nu este prea mic ca să fie folosit în lucrarea lui Dumnezeu, dar unii sunt prea mari. Aș încerca eu să spun, unii se dau prea mari ca să mai încape și la slujba lui Dumnezeu. Nu mai au nevoie de nimeni în viața lor. Ce am învățat în dimineața aceasta? Am învățat că Dumnezeu ne iubește cu o iubire extraordinară și că lucrează cu omul de căzut. Uitați-vă câte căi a găsit la Balaam să discute cu el. Uitați-vă și haideți să-L rugăm pe Dumnezeu să privească la viața noastră. Că e vorba de lucrurile materiale, că e vorba de păcate din viața noastră, că e vorba de lucruri pe care le avem în viața noastră. Să știți că dacă cerem pe genunchi lucrurile acestea cu privire la ceea ce Dumnezeu a spus să nu faci lucrurile acestea, nu înseamnă că Dumnezeu își va schimba opinia cu privire la lucrurile acestea. Atenție mare la motivațiile religioase. Și uitați-vă puțin, deși ne-a venit să zâmbim de foarte multe ori, uitați-vă unde ajunge omul când se depărtează cu Dumnezeu, vorbește cu animale, vorbește cu măgărița, bate măgărița, își dă motivații religioase, toate ca să ajungă la un punct oprit. El vedea în fața lui casa de argint care a fost potrivită. Și merge până la capăt și merge până la capăt și zice că o să facă ceea ce spune Dumnezeu și spune ceea ce spune Dumnezeu. Dar la urmă ce avea să se întâmple cu Balaam? Până la urmă l-a cucerit sau nu l-a cucerit păcatul său?
L-a cucerit. Cu un Dumnezeu atât de mare, uite cum poți să-L uiți pe Dumnezeu. Fraților, Domnul să ne binecuvânteze și să ne ajute să înțelegem cât de mare este și cât de mare este bogăția cuvântului Său și faptul că este cu fiecare dintre noi. Amin. Vă invit să ne ridicăm pentru cântarea de încheiere. Tatăl nostru care ești în ceruri, venim înaintea Ta și îți mulțumim din toată inima pentru că ești un Dumnezeu atât de mare. N-am schimbat nimic din lumea aceasta pentru ceea ce înseamnă Tu pentru fiecare dintre noi. Nu ne-ar ajunge nimic, Doamne, care să înlocuiască dragostea Ta și felul în care ai grijă de fiecare dintre noi. Ajută-ne din toată inima să fim conștienți de lucrul acesta. Putem să fim binecuvântați cu daruri minunate din partea Ta și putem să le folosim pentru un motiv greșit, pentru împlinirea poftelor noastre, Doamne. Ajută-ne să nu Te mai ispitim prin așerea a doua sau a treia opinie cu privire la un lucru pe care Tu deja l-ai stabilit și l-ai spus clar că este legea Ta, Doamne. Ajută-ne să înțelegem și să ne conducem viața de pe lucrurile acestea. E bine să fim legați de dragostea Ta și de legea Ta, Doamne. Te rugăm din toată inima să privești în inimile fiecare dintre noi. Tu știi cu cine luptăm fiecare dintre noi și ne dăm seama, Doamne, că în momentul în care păcatul a zămislit în fiecare dintre noi, suntem în pericolul de a fi omorâți, Doamne. Ce ne-am face fără Tine? Îți mulțumim din toată inima pentru că vii la fiecare dintre noi, ne vorbești, ne răspunzi, ne răspunzi în rugăciunile noastre și ne confirm și reconfirm faptul că Tu ne iubești și că Tu ne arăți calea Ta, Doamne. Ferește-ne de răul pe care de multe ori l-alegem în viața noastră, conștient sau îmbrăcat în diferite motivații religioase, Doamne. Ferește-ne de acest lucru, Doamne, căci ni se iau ochii și ni se pare că facem un lucru bun, Doamne. Umilește-ne Tu în privința aceasta și ajută-ne să fim deschiși și cu dorința sinceră de a Te urma pe Tine. Amin. Pentru această comunitate Te rugăm din toată inima să ne deschizi Tu calea și să ne arăți Tu, Doamne, cum trebuie să Te reprezentăm cu adevărat pe Tine, Doamne.
Să nu încercăm să schimbăm planurile tale, Doamne, cu privire la lucrurile acestea, ci să te lăudăm pe tine, Doamne. Te rugăm pentru fiecare dintre noi să ne ferești tu și să curățești tu din inimile noastre, dar păcatele acestea care ne duc atât de departe de tine, Doamne. Îți mulțumim pentru că vei face acest lucru și în numele Domnului Hristos îți aducem închinarea noastră de acum și până în veșnicii. Amin.